testat și astăzi, pentru a treia zi, în curtea complexului energetic Hunedoara și cer demisia conducerii. Ei sunt nemulțumiți de situația în care se află complexul energetic Hunedoara și acuză conducerea societății de faptul că nu le asigură materiale cu care să lucreze în subteran și astfel riscă să le fie pusă viața în pericol. Pe de altă parte, conducerea CEH pretinde că s-a ajuns în această situație din cauza ieșirii din insolvența companiei. Protestatarii sunt nemulțumiți că sunt ignorați de conducerea CEH după ce au cerut șefilor lor să vină să le spună care va fi soarta mineritului, dar nimeni nu a colaborat cu ei. Mai mult, șefii din CEH au evitat să dea ochii cu protestatarii și au ieșit din clădirea companiei pe ușa laterală și au plecat la DEV. Minerii au fost întâmpinați în schimb de impresionante forțe de ordine, zeci de jandarmi, complet echipați, fiind masați atât în holul CEH, cât și la intrarea de la societatea de închideri de mine. Minerii sunt cei de la Lupeni, de la schimbul 1 și 2, care s-au întâlnit astăzi în sala de apel și au hotărât să vină la Petroșani să continue protestul de ieri, datorită faptului că încă nu s-a luat nicio decizie cu privire la acel șomaș tehnic la ITA, care nu avem niciun răspuns. Am avut o promisiune de ieri că Consiliul de Administrație o să se întrunească și o să dea o soluție. Se pare că n-am primit niciun răspuns și atunci oamenii au venit înapoi să afle de fapt despre ce este vorba. Ați reușit să vorbiți cu administrația? Ați purtat negocieri? Din câte am înțeles, nu este nimeni din partea administrației în acest moment în sediu. N-am reușit să luăm legătura. Darius Câmpian, președintele sindicatului Muntele, susține că minerii cer demisia conducerii CEH, iar dacă administrația CEH nu a venit să vorbească cu ei la Petroșani, va pleca el la DEVA. Ne vom cere clar demisia așa cum am cerut-o de atâtea ori. Trebuie să înțeleagă că trebuie să părăsească conducerea acestui complex energetic. Ce să facă minerii până atunci? Minerii până atunci vor hotărâ singuri la celelalte exploatări în afară de Lupeni. Activitatea se desfășoară normal, iar cei de la Lupeni vor hotărâ ce fac. Crezi că e posibil să se ajungă la măsuri extreme de protest? Vorbeau cei de aici de blocarea defileului? Nu, noi nu suntem adepții acestor măsuri de protest, nici nu se pune în discuție în a duce oamenii și a expune oamenii la astfel de măsuri. V-am spus, noi am luat o hotărâre, mergem să vorbim cu conducerea la Mintea. 7 mineri, dintre care 3 lideri de sindicat din Valea Jiului, sunt de 3 zile în greva foamei, iar alți 15 energeticieni sunt cei în greva foamei la termocentrala Mintea. Da, a treia zi și nu cedăm. Continuăm să protestăm în greva foamei. Cum am spus minerilor, noi ne continuăm greva chiar dacă starea noastră de sănătate a început să ne lase. Când picăm. Am înțeles că cei din conducere nici măcar n-au discutat cu dumneavoastră. Nici barem o secundă să vină să ne vadă niciunul din conducerea complexului energetic Hunedoara n-a venit la noi să ne vadă. Mai nou am văzut că a postat generalul adjunct Bebenica că a întrebat că încă n-am crăpat noi liderii de sindicat care suntem în greva foamei. Da, ăsta e caracterul unui fost lider de sindicat, fost președinte de sindicat, care acum e împotriva colegilor, având în vedere că are această funcție câștigată prin politicul. Cine a putut să-l pună pe acest cretin în funcția unui complex energetic să conducă, nu putem să ne dăm seama. Și dumneavoastră l-ați avut de lider. Da, este adevărat. Atunci a avut altă față. Acum are făcut o întorsătură de 180 de grade. Mai tare vrea să ne distrugă pe noi decât pe alții. Nu știu, interesant, nu ne putem da seama nici noi ce om poate să fie acest bebenic. Pădurarul spune că aseară a fost sunat de soția sa, care i-a transmis că a primit și o amendă acasă, dar cu toate acestea îi transmite lui Nica faptul că nu va renunța. Să stea liniștit, domnul Nica, că nu m-a speriat cu o amendă. Au fost ăștia de la ambulanța aseară, ne-au găsit unii mai mici, unii mai mari analizele. Da, deocamdată mulțumim lui Dumnezeu, bine, în ciuda unor dușmani, ca să spun așa. Și să continuați acest protest? Da, nu se pune problema, până nu... Deci avem cel puțin, sunt vreo 6 puncte, dar de 3 trebuie să mă țin. 1. Demiterea complexului, conducerea complexului energetic Hunedoara, începând de la Meltzer și până la Stoicescu. Demiterea, deci nu 3, toți! Așa, respectarea contractului colectiv de muncă, renunțarea
la ITA și renunțarea a mai trimite oamenii de la preparație de la Coroiești la mina Lupeni. Pe de altă parte, potrivit unui comunicat trimis de conducerea CEH, situația companiei este deosebit de gravă din cauza ieșirii din insolvență, fapt care a afectat starea financiară deja precară a societății. Conducerea CEH recunoaște că nemulțumirile salariale sunt în parte obiective, însă nu pot fi soluționate în contextul în care, printr-o decizie a instanței, societatea a fost scosă din insolvență, moment în care conturile societății au fost blocate, nu înainte de a fi executate silite de către creditori cu sume importante de bani. Încetarea activității generează scăderea producției la mina Lupeni, iar administrația spune că, până acum, se înregistrează pierdere de 2000 de tone, fapt ce a periclitat grav siguranța aprovizionării ritmice cu cărbunea termocentralelor și chiar funcționarea acestora. Minerii însă vor să li se facă dreptate pentru că, dacă stau acasă și alții lucrează pe comandă, nu înțeleg unde este dreptatea. Asta pentru că li s-a cerut unora să lucreze inclusiv sâmbătă, iar alții stau acasă. Conducerea CEH a dat ordin la directorul de la unitățile miniere ca mâine sâmbătă minerii să fie chemați pe bază de comandă, atenție, pe bază de comandă, să lucre, să dea cărbune pe bază de comandă. Ei, unii stau în ITA, alții stau în grevă și unii vor fi plătiți dublu pe bază de comandă. Unde-i reducerea de la ITA? Ministrul Energiei, Toma Petcu, a promis minerilor că se va afla în Valea Jiului, cel mai probabil în ziua de marți a săptămânii viitoare. De 3 zile în fața CEH, ori în sălile de apel, protestează doar angajații minei Lupeni și 4 mineri de la Vulcan stau în greva foamei. Lor li se alătură cei 3 lideri, de la Lunea Păduraru, de la Livezen Enculescu și de la EPCVJ Vezure. Nimeni nu s-a solidarizat cu ei și asta, după cum spun minerii protestatari, pentru că oamenii se tem după ce au fost amenințați. Situația este grea pentru toți, însă oamenii au fost somați și se tem că riscă să ia bani mai puțini și să fie amendați sau chiar concediați. Deocamdată numai la Lupeni. Nu știu ce gândesc ceilalți mineri sau mai ales ceilalți angajați care sunt peste 2000 și care sunt în programul de ITA. Nu știu când o să vadă luna viitoare cât va scoate din card. Nu știu ce o să zic atunci, dacă mai au ceva de zis. Da, tocmai aia care sunt în programul de ITA, auxiliarii, TESA, tocmai ei nu participă la proteste. Dar interesant, nu știu, vom vedea ce o fi, ei decid. Alt motiv, amenințări, vor fi dar constrânși cumva? Da, ceva ori fost pe la toate întreprinderile. De exemplu, dacă nu intri în șut, astăzi ai nemotivat. Și dacă minerii de la alte mine și personalul TESA nu s-a solidarizat, s-au solidarizat cei de la complexul Oltenia sau de la minele de uraniu. Aceștia au trimis un comunicat de presă în care își exprimă solidaritatea. Minerii și energeticienii, membrii de sindicat ai Federației Naționale Mine și Energie, salariați din complexul energetic Oltenia, ai Nuclear Electrica CNE Cernavodă, ai Companiei Naționale a Uraniului, ai Cupru Mina Brud de la Societatea Națională a Sării, sunt solidari cu acțiunea angajaților cehi și cer factorilor responsabili să ia act de revendicările acestora, se arată în comunicatul de susținere semnat de Biroul Executiv al Federației Naționale Mine și Energie. Închinarea treimei mei s-au arătat, că glasul părintelui a mărturisit ție, fiu iubit pretine, numindu-te. Zeci de oameni au îndurat gerul boboteze și temperaturile extrem de scăzute și au luat parte la slujbele ce au avut loc la fiecare biserică din Valea Jiului. Și în centrul municipiului Petroșani, mai mulți oameni au ascultat slujba de afară și s-au așezat la rând ca să ia aghiazmă. Acesta este un obicei străvechi, împământenit din cele mai vechi timpuri, iar apa o duc acasă în gospodării. Boboteaza este una dintre cele mai importante sărbători religioase de peste an și credincioșii nu țin cont de temperaturile scăzute și merg să ia apă din biserică. Preoții au sfințit butoaiele cu apă și au stropit mulțimea binecuvântând-o. Biblia îl menționează pe Ioan Botezătorul, considerat de creștin ca antemergătorul lui Iisus Hristos, care ar fi propovăduit venirea acestuia, îndemnând pe iudei la pocăință. Considerându-l proroc, locuitorii din Ierusalim și din întreaga Iudee se strângeau în jurul lui pentru a-i asculta cuvintele și mai ales pentru a fi botezați de el în râul Iordan.
Boboteaza este o sărbătoare dedicată purificării naturii și mai ales a apelor de forțele răului. Acum se colindă, se prevestește cum va fi vremea noul an sau cum va fi recolta. Având în vedere temperaturile scăzute, SECE Apa Serv Valeajului SA revine cu câteva recomandări privind protecția contoarelor și branșamentelor de alimentare cu apă împotriva înghețului. Dacă apometrul este montat într-un cămin, este recomandabil să existe un capac care închide căminul etanș. În cazul în care capacele sunt confecționate din tablă, este indicat din același motiv să se pună o folie de plastic sub capac. Este bine să se facă verificarea robineților din căminele de apometru care închid traseul dinspre rețeaua interioară pentru a se observa dacă acestea pot fi manevrate cu ușurință. De asemenea, în perioada rece, utilizatorii au obligația de a lua măsuri pentru izolarea apometrului cu materiale termoizolante, polistiren, vată minerală și asigurarea microclimatului pentru apometrele montate în scările de bloc. În cazul apometrelor cu citire la distanță, nu este necesar să se lase liber vizorul aparatelor pentru citirea consumului și pot fi acoperite integral cu materiale termoizolante. Pentru apometrele amplasate în subsoluri, Apa Serv recomandă reducerea suprafețelor gurilor de ventilație pentru a menține temperatura peste limita de îngheț a contoarelor. Înghețarea contorului determină blocarea și deteriorarea sa, iar acest lucru poate duce la inundarea căminului sau lipsa apei. Protejarea contorului, precum și protejarea și verificarea instalației interioare, pe traseul de la contor până la consumator, este obligația utilizatorului. În cazul în care contorul sau instalațiile de apă se defectează din cauza înghețului, nefiind protejate corespunzător, beneficiarul va suporta costurile înlocuirii acestora. Trenurile care au ajuns în Valea Jiului nu au avut mari probleme și întârzierile au fost doar de câteva minute. Asta în ciuda ninsorilor, iar cei de la CFR Călători spun că trenurile ce tranzitează zona nu au înregistrat nici defecțiuni, nici întârzieri mari. Pe de altă parte, pe toate drumurile din județul Hunedoara se circulă în condiții de iarnă, fără să fie semnalate blocaje sau alte situații speciale, potrivit datelor centralizate vineri dimineața de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ISU Hunedoara. De asemenea, la primele ore ale dimineții nu fusese anunțate localități fără curent electric. În județul Hunedoara sunt anunțate temperaturi în scădere, dar precipitațiile se vor restrânge treptat.